Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați venit la Time Out. Time Out, o emisiune care astăzi l-a reinvitat pe Ionuț Panu, ofițerul de presă al Petrolului. Bună, Ionuț, bine ai venit în cadrul emisiunii. Bună seara și bine te-am găsit. Ionuț, după cum bine știți, am mai fost prezent în cadrul emisiunii mele. De data aceasta revine într-un moment, din punctul meu de vedere, bun al Petrolului. Petrolul care trecută prin furcile caudine ale baia era retrogradată, baia era promovată, baia era, știți dumneavoastră, momentele alea când de cele mai multe ori stăteam, râdeam și plângeam în același timp. Spune-mi, Ionuț, cum să trăiești această experiență din punctul de vedere al ofițerului de presă? Că tu le-ai prins pe toate, să zic da, așa. Din 17 ani chiar le-am prins pe toate. Exact. De la Liga a doua, cum am început, la promovare, la cupe europene, la câștigarea unui trofeu, apoi la faliment și din nou de la capăt, promovări succesive și acum din nou în Liga I. E o experiență foarte frumoasă, pe unuia care îi place și unul care e un fenomen tot timpul, provenind dintr-un jurnalist sportiv, fiind petrolist de mic, stând lângă stadion, a fost ceva ce mi-am dorit și ceea ce s-a pliat foarte bine pe ceea ce vroiam eu. Și nu poate să fie decât ceva frumos, cu riscurile de rigoare și cu momentele de rigoare trăite și la o altă intensitate, pentru că așa suntem noi românii, de multe ori facem și nuntă la tragic, repede, da. Și mormântare și mai repede. Poate. Stai la mică distanță, câteva sute de metri de stadion. Spune-mi, ai venit în urma vacarmului de pe stadion sau te-a adus părintele la meciuri? Și. Dar fiind foarte aproape de stadion, era unul dintre locurile de joacă ale noastre în copilărie. Terenul din spate, pe la terenul de bitum, cum era pe vremea copilăriei mele, apoi a fost teren de cu zgură, gazonat, cu zgură și gazonat, chiar în spatele peluzei vechi, unde era peluza cu ceasul înainte cu tabela. Îmi petreceam foarte mult timp acolo, săream toate gardurile, le știam foarte bine și le locurile săream, de toate locurile, de scalada. Dar, vechiul stadion. Și atunci a venit ca ceva firesc, adică eram de-al locului încă de atunci. Ca să spun. Auzi, apropo, că tu știi mai bine, fiind în spate acolo, spațiul ăla, să zice, al unei Goicea, care venise la un moment dat și îl făcuse ca un teren, o va mai avea o astfel de distanție? Nu știu. El a fost distrus acolo, eu l-am prins când eram copil, ca bitum. Și era un teren de bitum pe care noi băteam mingea toată ziua. Și se antrenau în paralel și echipele de juniori ale Petrolului, de copii ale Petrolului. Apoi, într-adevăr, a fost transformat în teren de iarbă naturală și știu că se pregătea chiar și echipa mare într-o perioadă acolo, făcea anumite antrenamente. Era momentul în care a fost dărâmat stadionul și reconstruit cel nou, pe acea zonă a fost amplasată organizarea de șantier. A rămas teren viran acum. Nu știu, și un pic de parcare, poate, un fel de loc de parcare, nu e ceva amenajat sau ceva organizat. Cu siguranță s-ar putea transforma și în măcar în câteva terenuri, mini terenuri sintetice acolo, dar mă rog, asta trebuie să fie, sigur că da, să fie intenția și proiectul cuiva. Ai o experiență vastă în acest domeniu al relaționării cu mass media și nu numai. Faci o mulțime de alte activități adiacente pe lângă club. Spune-mi, te rog, câteva dintre ele. Da, nu pot să spun. Asta a fost în principal, asta a fost menirea mea și datoria mea la acest club. Să țin cumva, să intermediez cumva legătura între mass media și club. Pare a face și mai mult, pentru că fiecare dintre noi la un anumit moment al vieții a făcut mai mult. Că a fost nevoie, că i-a plăcut sau că s-a simțit cumva dator să ajute, a făcut mai mult. Dar a, deci intri și în zona voluntariatului. Nu voluntariat. Adică nu e fișa postului să faci alea. Da, mulți, sunt convins că mulți facem asta. Și nu neapărat pentru că ne forțează cineva sau pentru că pur și simplu așa simțim și când poți să dai o mână de ajutor, e păcat să nu o dai. De ce să nu o faci? Sigur. Dar spune-mi, totuși a fost și pentru mine, am avut și eu această experiență a ta pentru scurtă vreme. Cum e să te scoli dimineața și să te duci la locul de muncă care îți place să te duci? Păi, pentru că este extraordinar de multă lume și asta cred că o bănuiești, o știi, ai auzit-o, ai discutat-o, ai bărfit-o.
care se duce la muncă, zice, iar la muncă, iar. Sunt momente și momente. Important, într-adevăr, să te duci cu plăcere. Sunt și momente în care te scoli și zici, aoleu, ce s-a mai întâmplat și astăzi sau ce o să mai fie și astăzi. Dar important e să ai echilibru, să știi să gestionezi aceste momente, să treci peste ele și cu siguranță satisfacțiile până la urmă sunt mai multe și vin. Adică, ai prins și momentele astea, tragi, da? Da, pe, inevitabil le prins, n-ai cum. Fiecare și tu le-ai prins. Da. Indiferent de locul unde lucrăm și de zona în care acționăm. Mm-hmm. Dar important e că atunci când tragi linia seara sau când tragi linia peste o perioadă de timp, să fii pe plus cu tot ce trebuie. Da, dacă sâmbăta sau duminica sau lunea, funcție de cum joacă Petrolul, să știe clar ziua ta de muncă cum este. Spune cum e marțea, miercurea și joia, de exemplu. Avantajul nostru în meseria asta de jurnalist sportiv pe care o practicăm de peste 20 de ani, pentru că ne-am apucat undeva la mijlocul anilor 90, și avantajul și dezavantajul. Dezavantajul a fost că la noi n-a existat un program strict tot timpul, adică să știm că ne ducem dimineața și ne întoarcem la o anumită oră acasă, dar nici n-a fost un program impus, cel puțin în cazul meu și în cazul tău, probabil. Adică atunci când a fost de făcut treabă sau când lucrurile au impus o anumită activitate, n-a contat că e weekend, că e seară, că e dimineață, că e un moment al zilei. Reversul a venit că nici nu, și când nu ai ce, nu ai neapărat ceva care să ardă, nu trebuie să fii legat de un scaun sau legat de un birou sau legat de o ușă undeva. Da, sunt momente în care noi n-am știut și vorbim că amândoi am trăit același și trăim aceeași experiență. N-am știut ce sunt alea weekenduri în general. Niciodată. N-am, niciodată. Acum, înaintând în vârstă, parcă simți nevoia. Chiar ai nevoie, da, nu știu, da, să fie unul liber. Stai că vine vinerea, hai. Dar e că vine din partea familiei treaba asta? Nu neapărat, că s-au obișnuit. Și mai am și norocul că acum crescând fiimea și fiind foarte pasionată, începe ea să mă învinde. Ți-e mai ușor. Să mergem la meciuri, adică da, să mergem pe stadioane, fiecare joacă Petrolul, fiecare sunt meciuri pe la sală, oriunde. Să le transmit telespectatorilor faptul că în timp ce noi vorbim, dumneavoastră puteți urmări pe crawl-ul acestei producții imagini cu Ionuț Pană, imagini, aș zice, rare. Dacă vreți să vă mai aduceți aminte de Ionuț Pană cu 20 de ani, iată-l. Uitați-vă și să știți că la față arată la fel. Asta e cam acum 10 ani. Fix acum 10 ani la Swansea. Da, la Swansea. Aia am vrut să vă spun, la față arătăm la fel. Da, cu coborând câteva kilograme mai bătrâni. Mai bătrâni, da. Spune-mi, te rog, te upgradezi singur sau ți se impun anumite standarde din partea federației sau a ligii? Nu, e nevoie să te upgradezi singur, în primul rând. Pentru că tot timpul vin lucruri noi și pe partea asta noastră a organizării media vin lucruri noi, vin cerințe noi din partea deținătorilor de drepturi, din partea mass media, din partea din zona asta, așa că e nevoie să te și upgradezi, pentru că e mai bine să fii tu la curent cu lucrurile înainte să te forțeze cineva să le faci. Corect. Și cred că am reușit și pot să fac chestia asta cât de bine. Logic, apar și anumite nemulțumiri în munca pe care o desfășori, este logic. La ce nivel de permisivitate ai ajuns? Da, cred. Pentru că de tânăr, într-un fel privești. Da. Vine cu vârsta, vine și experiența asta de a gestiona momentele. Și cred că nu mai sunt nici la care să mă rog cu capul înainte, nici la care să plec după prima fentă, ca să spunem, în limbaj fotbalistic. Și întotdeauna cred că am fost tipul care, cel puțin așa mi-a plăcut să cred, care am stat și am analizat un pic lucrurile înainte să acționez într-o direcție sau alta. Da. Spune-mi, există pasiuni și preferințe în organizarea muncii tale sau încerci să-ți satisfaci partenerii, colegii? Într-o anumită ordine sau prima regulă, să nu ai preferințe
un raport în relația cu ceilalți din Madrid. Da. Și am încercat pe cât posibil să respect regula asta și să acord în egală măsură tuturor aceeași, același, să fiu la același nivel de a răspunde solicitărilor lor. În măsura în care s-a putut. Pentru că nu tot timpul pot fi onorate toate și nu tot timpul pot fi rezolvate toate, chit că unii vor astăzi ceea ce nu se poate face ieri. Spune. Logic. Spune-te, rog, care a fost... Știu că au fost multe. Știu că au fost multe și extraordinar de frumoase momente, dar totuși un moment deosebit în viața asta. Normal, de presă, se leagă ca totul în viață, îți aduce aminte cu plăcere de momentele care se leagă de o anumită performanță sau de o anumită... Uh-huh. E finala Cupei României, care e câștigată și care rămâne, bineînțeles, în top, în ierarhia. Vorbești de cea din 95 sau asta în 2013? Nu, din 2013. Cea din 95 am prins-o doar ca simplu suporter la momentul respectiv, pentru că abia în anul următor urma să intru și în anul următor mă apucam și de presă. Da, e finala Cupei României, sunt meciurile câștigate, sunt meciurile disputate în competițiile europene, sunt promovările, bineînțeles, sunt destule. Farmecul lor care totul, imbatabil. Inclusiv de la Liga APA Prahova la Liga 3. Spune-mi, te rog, cât de mulțumit ești că fata ta, Anca, uite, calcă din ce în ce mai apăsat pe urmele tale? Păi, n-am cum să fiu nemulțumit, asta e clar. Nu pot decât s-o urmăresc în momentul ăsta, pentru că nu... Dar s-o încurajezi? Și s-o încurajez, dar nu i-am impus sau nu... Bine, mult spus calcă pe urmele mele. Ea este deocamdată la nivelul la care vine cu plăcere la stadion să asiste la un spectacol sportiv. Uh-huh. Sau mai nou merge cu mine și pe la sală să ne uităm la alte meciuri, alte sporturi. Normal că... place și că sunt bucuros că îi place, că are și latura asta și a descoperit-o și că îi place să vină la meciuri, să fie acolo, să simtă atmosfera. Dar, acum depinde, vedem cât o duce. O primă întrebare vreau și eu la conferința de presă, să o aud, că o adresează. Da, ce zici? O să rog, e un pic mai timid acum, cum eram și eu probabil la vârsta ei, dar... Bine, acum nu prea mai poate să mai onoreze conferințele de presă. Mm-hmm. Că e cu școala. E cu școala, da. Poate la cele de după meci. Ar fi o premieră națională ca un ofițer de presă al unei echipe de tradiție să aibă continuator fata. Crezi că te-ai gândit și la treaba asta? Ea s-a gândit? Nu. Și încă e de vreme. E abia clasa 10-a. Cred că probabil o să aibă alt drum și o să se ducă cu totul spre altceva. Deocamdată e la nivelul, repet, de plăcere de a veni pe stadion și de a vedea un spectacol sportiv. De la agonie la extaz și invers, Petrol oferă sezoane de adeptul incredibile. Acum 5 ani era în pragul falimentului, acum cochetează cu un loc în play-off-ul Superligii. Doar banii hotărăsc acest traiect al unei echipe de tradiție? Păi, judecând strict după ceea ce s-a întâmplat în urmă cu... 8 ani, în 2015-2016, cu 7 ani, da, atunci la momentul acela au hotărât banii, pentru că Petrolul a intrat în faliment, vechea societate a intrat în faliment, n-a putut să evite falimentul și automat a fost o chestie ce s-a legat de resursele financiare. Cum de altfel, la fel de bine putem vorbi despre anii 2012-2013, când atât de mult s-a săltat tot datorită banilor. Da, tot datorită banilor și a faptului că a avut o atmosferă creată în momentul ăla în jurul echipei favorabilă performanței, s-a construit și un lot de jucători și odată ce au venit și rezultatele, automat au apărut și lucrurile benefice în jurul echipei, dar doar până la un punct, pentru că ele nu au putut fi gestionate. Există vorba aia românească, probabil că s-a întâmplat atunci, tentiz mai mult decât ține plapuma. Și lucrurile au căzut pe cealaltă pantă. Adică în momentul s-a ajuns de la un nivel la care nu au mai putut fi susținute din punct de vedere financiar, nu au mai putut fi onorate promisiunile făcute la momentul respectiv și astfel s-a ajuns unde s-a ajuns. Păi toată lumea spune că s-au făcut tone de greșeli la acea perioadă, dar greșeli când a fost greșeala? Greșeli se fac tot timpul. Nu, când a fost greșeala? Când s-au adus jucători de calibru? Când s-au plătit salariile care se plăteau, când erau antrenori de first class, când te duceai în cupele europene, când câștigai Cupa României, după aia
clar, fără discuție, trebuiau să se scoată niște bani. Da, care acei bani n-au venit la nivelul la care s-a așteptat. Probabil. Exact. Pentru că automat, crescând după momentul în care s-a câștigat Cupa României, automat a crescut și nivelul așteptărilor. Logic, se dorea o performanță și mai la o etapă, un la pas un mai nivel sus. Mai sus. Da, un pas mai sus, urmau meciurile din cupele europene. Automat au venit și jucători cu de altă valoare, cu alte pretenții financiare, dar, așa cum spuneam, resursele financiare nu au putut fi atrase la nivelul la care era nevoie. Făcând o paralelă și venind în oglindă cu anul de grație 2023, nu mai zic 2022, pentru că acolo era să fie o cumpănă uriașă în viața petrolului, am trecut peste cumpăna asta și am ajuns aici. În general, fotbalul românesc, în general, e construit din multe cumpene de genul acesta. Da, azi ești, mâine nu mai ești. Și ne uităm la mai toate echipele, mai toate cluburile, chiar și cele de tradiție, care au trecut, cu mici excepții, au trecut toate prin diverse cumpene. Care azi câștigau campionatul sau participau în play-off, care azi, da, ai FC Argeș și la anul retrogradat. Da, își propuneau obiective din ce în ce mai îndrăznețe, aveau și o stabilitate financiară, că tot vorbeai de FC Argeș. Exact. Dar doar că acolo probabil că nu au știut și cum să gestioneze resursele financiare la modul la care să poată să aibă o continuitate și chiar un progres în performanță. Ce ar trebui să întâmple la Petrolul să fie rău? A, păi nu, trebuie să ne gândim că ar trebui să întâmple ceva să fie rău. Pentru că la noi e simplu asta. Nici nu vreau să ne mă gândesc și nici nu cred că e momentul să ne gândim la așa ceva. Deocamdată, nu, chiar deloc. Dar deocamdată trebuie să ne gândim la ceea ce ar trebui să fie, să te întâmple să fie din ce în ce mai bine. Ei, și atunci hai să te întreb, ce crezi tu că se va duce Petrolul? Spre un obiectiv măreț, către cupă sau către play-off? Nu. Sau ambele? Firesc, lumea își dorește că atunci când ai o ușă deschisă către o performanță să intri pe, să calci, intri pe ușa respectivă și să calci pe drumul acela. Dar în același timp nu este nicio presiune din punctul ăsta de vedere. Adică nu a spus nimeni, domne, anul ăsta neapărat trebuie să câștigăm Cupa României sau neapărat trebuie să prindem play-off-ul. Ai văzut, cred, în tonul tuturor și oficialilor pe care i-ai avut aici, al antrenorului și al jucătorilor la conferința de presă. Toți vorbesc, da. Ideea a fost ceva de genul să avem o clasare mai bună, să putem face mai mult decât am făcut anul trecut. Adică anul trecut echipa a fost pe locul 8. Da? Automat mai bun decât locul 8 înseamnă locul 7 sau poate chiar un acces o prezență în play-off. Da, pe care, bineînțeles, că nimeni nu se va da la o parte sau da, nu da. Va refuza. Adică nu înseamnă acum, domnule, locul 7 am tras linie, gata, mai sus de atât nu o să ne ducem. Nu? Mm-hmm. Dar vedem ce ne va rău. La momentul ăsta echipa este în grafic, locul 5 după 8 etape, 13 puncte, puteau fi și mai multe, totul se joacă în continuare. În urma tragerii la sorți din Cupa României, Petrolul a picat într-o grupă, o spun unii, ușoară. Eu spun că nu este deloc ușoară, pentru că jucând cu câștigătoarea Cupei României, câștigătoarea Supercurcii, a Cupei României, sigur, și a Supercupei, sigur, cu Hermannstadt, o echipă care anul trecut te-a chinuit și te-a perpelit și acolo și aici, ca să spun așa. Da, o să jucăm cu primul meci, o să fie în deplasare la Pecica, o echipă de Liga 3, din ce detalii am la momentul de față, se va juca acolo meciul pe terenul lor. Nu știu dacă va fi televizat, din ce înțeleg e posibil să nu fie televizat și atunci va fi undeva la miercurea ora, undeva spre ora prânzului sau după ora prânzului. Infinit, dar cred. Apoi vom juca în deplasare cu Chindia Târgoviște, da? Pe care am întâlnit-o și alaltă ieri și pe care o știm bine și, și cred că este o echipă abordabilă și vom termina, pentru că ăsta este sistemul competiției. Jucăm doar cu 3 echipe din cele 6 din grupă și terminăm cu un joc acasă cu Sepsi Sfântul Gheorghe. Da. Și obiectivul este să reușim să unul din primele două locuri care duc mai departe în sferturile competiției. Deci suporterii ar trebui să teamă doar de meciul, că nu îl vor vedea, doar meciul de la Pecica. Că nu îl vor vedea pe un canal național. Național. Deține drepturile TV. Să fie da, pe e foarte posibil, în momentul în care nu va fi preluat de nicio televiziune, atunci să fie preluat de canalul nostru de YouTube. Ajungem tot la bani. Este chestie de șansă să fie obținută o performanță cu fotbaliști împrumutați? Sau este mai degrabă mai bine să cumperi fotbaliști și să-i judeci tu așa cum... Puțină lume, puține cluburi din România cumpără fotbaliști. Mai nou și-a făcut Rapidul, care într-adevăr a făcut niște investiții în această vară și a achiziționat pe bani, a achiziționat fotbaliști. Jucători împrumutați,
acum depinde la ce ne referim. Jucătorii împrumutați de regulă sunt jucători foarte tineri, care vin de la o echipă unde nu au locul la momentul respectiv să garantat să joace în echipa respectivă și sunt dați către altcineva să aibă jocuri în picioare. Noi, dacă ne gândim în momentul de față, într-adevăr avem un jucător împrumutat pe Musi, care a evoluat foarte Steaua, bine, da, care a fost la echipa națională Under 20, a și fost titular în ultima partidă națională, disputată zilele trecute contra Cehiei. Nu e un lucru rău să ai jucători împrumutați, mai ales în condițiile în care trebuie să respecti și criteriul de vârstă care este impus de ceva vreme de Liga Profesionistă de Fotbal și de Federația Română de Fotbal. Să le spunem telespectatorilor că în acest moment au prilejul să urmărească imagini de la partida pe care Petrolul a disputat-o în acest weekend, mai precis duminică, pe Ilie Oana, în compania Târgoviștei, și pe care au câștigat-o cu 2-0. Țicu și Hanca au fost cei care au marcat cele două goluri. Și atunci când o să consider utilă intervenția cu interviuri din partea lui Hanca și a lui Florin Pârvu, o să solicit celor din redacție să mi le acorde. Trebuie neapărat să te întreb, Ionuț, care a fost saga lui Robiso, așa, in integrum, lucru care se tot comentează, se tot vorbește. Omul s-a transferat la o echipă unde câștigă mulți bani. Siguranță mai bine decât ar fi. Și în secunda asta n-ai de ce să te legi, pentru că în momentul când a venit la Petrol a venit fără bani, ce știu eu. Da, cum am spus și mai devreme, sunt puține cazurile în România în care se plătește jucătorul. Și Petrolul totuși a câștigat niște bani. Da, și plus că el era și aproape de a intra în ultimele 6 luni de contract. El urma să-și termine contractul în vara anului viitor. Am înțeles. Da, e un jucător pe care a fost și în interesul lui și în interesul clubului. În momentul de față, transferul acesta așa a venit. Nu mai vorbim despre Tamaș, pentru că el este o parte aparte a vieții Petrolului, dar în schimb nu am voie să nu te întreb și să îți solicit punctul de vedere despre Budescu. Un fotbalist care, când a venit, mi-aduc eu aminte, la Ploiești aici și a spus că ea iubirea lui, dragostea lui Petrolului, a fost ajutat de clubul Petrolul. El, din punctul meu de vedere, nu a ajutat Petrolul așa cum spunea. Ba mai mult decât atât, cu o proximă ocazie a părăsit echipa. Tu, în calitate de conducător, nu mai te iau de... Nu, de ofițer de presă. Ofițer. Spune, da. Hai tu zi de ce vrei tu, conducător, da, sau ofițer de presă. Tu erai dezamăgit de comportamentul ăsta? Da, nu știu acum, aici intrăm în anumite detalii. Nu pot să spun că eram dezamăgit de acest comportament sau că aș fi dezamăgit. Așa a simțit-o el, așa a trăit-o el, probabil la momentul respectiv. Știm cu toții că Budescu e un tip de jucător oarecum aparte, sau mă rog, așa e privit, așa e caracterizat, e un tipul de jucător pe care trebuie să-l lași, trebuie să-l iei așa cum e el. El a avut și momente bune la Petrol. Petrolul a fost într-adevăr un punct de relansare în cariera lui astă vară, pentru că venea după o accidentare serioasă și care l-a ținut destul timp în afara gazonului, dar a avut și momente bune la Petrol. Acum nici nu trebuie să-l judecăm sau să-l stigmatizăm, să spun așa. Nu am spus, nu asta a fost scopul întrebării. Vreau să te întreb dacă tu ai fost dezamăgit. Oarecum am fost dezamăgit, pentru că a venit neașteptat acel divorț, a apărut o chestie de faptul că nu și-a putut controla o anumită pornire în momentul respectiv. Mm-hmm. Că și-a ales că toată lumea zice că așa e el. Bine, m-am înțeles că așa e el. Repet, el este genul de jucător pe care trebuie să-l iei. Cumva și sunt astfel de jucători, nu e singurul. Multe exemple. Da. Destule exemple. Orașul Ploiești, din punct de vedere sportiv, pare un pacient internat la terapie intensivă. Ploieștiul, Petrolul este cea care saltă cât de cât imaginea orașului, pentru că mai avem
Așa, un handbal și un basket. Basketul la nivel de primă, să zicem că handbal la nivel de eșalon secund. Da, e un recul evident față de ceea ce era acum 10-15 ani, când pe lângă faptul că aveai două echipe în fotbal, aveai și sporturile de sală, campioane și la volei și la basket și participante în cupele europene, inclusiv în handbal. Dar De ce dintr-o dată așa a dispărut? Nu, dintr-o dată, că aș minți. Durează de ceva ani. Da. Dar în loc să crească, de ce a avut loc reculul ăsta, practic? Pentru că nici nu se mai bazează pe vreun sprijin privat în momentul de față sportul din Ploiești. Tot ceea ce, în afară de petrolul, care este 100% privat, apoi dacă vorbim despre celelalte sporturi, vedem că sunt dependente cumva de autoritățile locale, fie că e vorba de CSM Ploiești, de Clubul Sportiv al Municipalității, fie de Consiliul Județean, în cazul handbalului, da. Se fac pași înainte și acolo, din ceea ce înțeleg. Adică, cred că fetele la handbal au obiectiv promovarea, Doamne ajută să reușească, basketul să menține de 2 ani la nivel de prim eșalon, poate anul acesta vor reuși să prindă și play-off-ul și ei, și atunci să revină cumva și sporturile de sală la nivelul la care erau acum 10-15 ani. A fost o perioadă când ai fost și tu la vârful CSM-ului. Ai ales la un moment dat să faci un pas înapoi și parcă prea repede. La un moment dat să încerc altceva în viață, am văzut cum e, după 10 luni am ridicat mâna și am zis că nu e de mine, adică nu-mi place. Dar așa de repede? Că sunt care se agață cam... Analizând ceea ce s-a întâmplat după aceea, 10 luni a fost o perioadă destul de lungă. Vorbești de acolo, răsturnările care aveau loc. Dar asta așa am simțit eu la momentul respectiv. Nu... Mi s-a părut că nu pot. Dar sincer, ți-a părut rău vreodată? Nu, că am făcut acel lucru, nu. Nu m-a părut absolut deloc, pentru că și aceea a fost o oportunitate și mi s-au deschis alte uși pe care ulterior am urmat și alte drumuri ulterior, dat fiind faptul că am fost în acea poziție și am experimentat alte lucruri. Nu mi-a părut rău în niciun moment. Lumea s-a îndepărtat de sport, parcă la braț cu conducătorii acestui oraș, cărora le pasă de sport, cum îmi pasă mie de aviație. Nu știu dacă s-a îndepărtat de sport neapărat, dar nu, nu a avut o perioadă de câțiva ani, nu a mai avut la ce sport să vină lumea. Dacă judecând din anii 2016-2020, aproape că n-a mai existat echipă în Ploiești, în afară de fotbal, care și fotbalul și petrolul au luat-o de la zero. Nu mai exista nici nivelul de performanță în Ploiești. Așa, dacă ar fi să mă gândesc la nivel de inițiere și de copii și de juniori, sunt tot mai multe sporturi în Ploiești și tot mai mulți copii care se îndreaptă spre sport și performanțe frumoase, că urmăresc, ca și tine, probabil urmărim încă fenomenul sportiv și performanțe frumoase în toate sporturile. Din punctul ăsta de vedere, aș spune chiar că este o atragere a copiilor către sport și a generațiilor tinere și noi mici către sport și cred că și părinții sunt deja din ce în ce mai mult tentați să-și dirigeze copiii către a face un sport. Știi de ce? Eu spun întrebarea asta și am încercat să te agăț într-un fel în condițiile în care tu ești mai tânăr. Eu nu mai am foarte mult și parcă aș mai vrea și eu altceva. Poate doar parvar. Păi parvar, nu, în față de mine. Nu mai trece vremea așa cum trecea. Acum este o clepsidră care se varsă din ce în ce mai repede. Spune-mi și mie cum de la Brașov în sus încolo totul merge altceva. Da, nu numai de la Brașov, dacă o iei și spre Moldova și la Buzău, să vezi că... Voilà! O altă implicare și un alt stil de a gestiona lucrurile, pot să spun. Da. Nu... Ai văzut echipe, ai văzut că te urmărești, te duci în țară, intri în săl de sport... Suntem pasionați de sport toți și urmărim. Exact, te bucuri de normalitate, ne place normalitatea. Brașovul, Sibiu, Clujul, Oradea. Brașovul, dacă e să spunem pe lucrurile drept, în vara aceasta au avut într-adevăr o revenire, o revigorare a sportului, pentru ei la nivel de fotbal nu mai există, asta e clar, că sunt la Liga 3 și acolo se chinuie să țină o echipă în viață, iar la nivel de sporturi de sală, cu Corona Brașov, abia vara aceasta au promovat și la handbal, dar și într-adevăr și la volei și la băieți și la fete, da?
Până, da, vorbim doar de exemplu Brașov, până în această vară cred că era un pic mai rău chiar decât Ploiești. Vreau să te întreb, care a fost rațiunea pentru care s-a făcut extensia aia la Sala Olimpia, dacă sportul a devenit din ce în ce mai sărac? La momentul respectiv nu era sărac. Nu, vorbeam atunci de Asesoft, da? Existau o echipă de basket care juca și vorbeam de volei. Care a avut, chiar a jucat în ULEP Cup. Știu că a trebuit făcută și sala pentru că trebuia să respecte anumite cerințe și europene. Pe care după aia a venit voleiul, campion, în sfârșit. A venit și tricolorul. Da. Păi și după aia când n-am mai putut, de ce n-a ajutat o echipă care era acolo? Da, asta este un mister, nu știu, e și tricolorul care, ultima campioană în sportul ploieștean, era o echipă privată. Și câștigătoare de cupă, da. Și care după ce a câștigat titlul a tras obloanele. Nu s-a putut găsi niciun sprijin la nivel local. Acum nu pot să spun pentru că nu știu exact care au fost motivele și care au fost cauzele. Am spus că nu mai aveau bani. Am înțeles, oamenii care țineau echipa, dar nu știu de ce nu s-au putut găsi sprijin la nivel de comunitate locală. E păcat, e trist. Că am avut trei campioane în Ploiești care au câștigat titlul și ulterior s-au desfințat, două de volei și una de basket. Trecem și către un alt registru, parcă ai fost la meciul cu Israelul. Da, am fost. Parcă ai înjurat și tu cum am înjurat și eu? Nu, am ajuns la o vârstă la care nu mai am nici atât de multe așteptări și nici trăirile ca în tinerețe. Și atunci de ce te mai duci? De plăcere din crop, ne ducem. Și nu, asta nu înseamnă că vine trebuie să colcă sângele în noi, adică mai avem mai. Nu știu, mie mi se pare că echipa asta nu se mai exprimă. Da, e de mult, e senzația asta, o avem de mulți ani. Că chiar mai vorbeam noi și cu colegii noștri și cu prietenii noștri, nu mai simțim ceea ce simțeam acum 20 de ani, când juca echipa națională, intram în febra meciului cu o săptămână înainte. Acum e un meci, vine, trece, aproape că nu spune nimic. Ar trebui să ne așteptăm ca și mâine să fie un nou meci? Va fi cu siguranță foarte dificil, pentru că echipa Kosovo, Naționala Kosovo, este o echipă care nu trebuie să ne uităm la numele țării, adică au jucători foarte buni, au făcut 2-2 cu Elveția acasă. De cum e adevărat, e egal la ultimul minut, dar a făcut, că și noi am egal la pe ultimul minut, da, cu Elveția. Dar e o echipă care provine din spațiul acela unde să mănâncă de tine. Da, principala caracteristică este aceea. Dăruire. Să renunțe niciun moment la dăruirii, cu siguranță va fi un meci foarte dificil și dacă nu va câștiga echipa lui Iordănescu, atunci și calculele pentru calificare vor fi tot mai Ionuț, România pare să nu mai aibă jucătorii de sub niciun fel jucătorii de valoare. Da. Chiar dacă vrem să faci tu pe unde echipă. Joacă toți. Tu, dacă e să faci o echipă, eu îți fac pariu pe cât vrei că nu poți face o echipă națională. Bine, asta este un mod de a privi lucrurile, da? Așa, dacă ne uităm și la alte reprezentative care au rezultate bune și ne uităm și pe loturile lor și vedem unde joacă jucătorii și că nu joacă toți la nivel de Spania Liga 1 sau Anglia Prima Ligă sau Franța Liga 1, o să vedem că mai ține și de modul de implicare al jucătorilor, nu neapărat de valoarea lor la momentul respectiv. Păi și de cine ar vrea? Nu pot să spun că n-ar vrea. S-a ajuns la un nivel de plafonare, dacă pot să inhibiție, spun așa, ceva în care nu putem să depășim un anumit moment. Dar niciodată? Da. Păi uite că de ani de zile nu mai putem să facem chestia asta. Adică, și cine este scoată de aici? Nu știu. Nu știu, adică un alt antrenor? S-au tot schimbat antrenorii, probabil că la asta se va ajunge oricum, cât de curând, pentru că în momentul în care nu sunt rezultate, clar... O vezi calificându-se din grupa asta? Păi ar fi trebuit în grupa asta. Încă nu e pierdut. Moartă, da, să nu, zic e deloc pierdut, dar vor depinde multe de meciul de mâine seară și apoi va fi și un program greu, pentru că va trebui să meargă în Israel, echipa națională, unde dacă nu va... Face va măcar nul? Nu neapărat, dar trebuie să joace altceva, să aibă o altă atitudine și să pară că își dorește și că poate să obțină această calificare. Ne uităm la televizor, poate 6 zile din 7 ne este predat fotbal din campionatele mari. Păi... Și ne uităm la televizor și ne uităm și oftăm. Păi dar cum e posibil? Adică fotbaliștii ăștia nu știu să uite la televizor?
Păi cred că da. Ei se etalează, ei își fac și ei punctul lor, își au și ei trăirile lor. E adevărat că suntem într-un moment foarte, foarte jos și la nivel de echipe de cluburi, pentru că judecând doar după faptul că niciuna dintre ele n-a reușit să se califice grupele unei competiții europene și nu vorbim de Champions League și nici măcar de Europa League, vorbim de Conference League și când ne uităm că acolo sunt echipe din aproape toate țările Europei și noi nu suntem, atunci revenind, nu ține totul numai de valoare jucătorilor, pentru că nu pot să cred că insulele Feroe exact, asta era întrebarea care urma. Au jucători de așa de mare valoare încât să fie peste cei care joacă în campionatul României. Exact asta vreau să te întreb. Cum naiba insulele, chiar așa era formulată, cum naiba insulele Feroe sunt Feroe, într-o creștere atât de evidentă? Kosovo are echipă, insulele Feroe, Moldova, dar bine, Moldova e cu Sheriff Tiraspol, e altceva. Da, toată lumea progresează, din păcate. Noi părem să batem... Și vezi că nu vorbim, încă n-am început să vorbim de Ungaria. Da, acolo deja, de ani de zile. Care au intrat într-o altă dimensiune. Da. Au și investit mult și la nivel de infrastructură și la nivel de baza sportului și ei culeg roadele. Deci avem voie să decretăm că la noi nu se vrea? Nu spun că nu se vrea, poate că nu se fac lucrurile așa cum ar trebui să se facă, dar nu știu dacă din reavoință, cât mai, poate mai mult din nepricepere. Și adică să nu existe oameni capabili care să urmărească acest fenomen și care să dea sfaturile de pe care cei care conduc să se ia? Ar trebui să fie și în anumite zone, în anumite domenii sunt, chiar și ale sportului. Păi de asta spun. Și uite că mai sunt și sporturi care au un oarecare progres. Ori să mențină în frunte, cum e canotajul, care tot timpul e acolo, sau progresează cu nevoleiul. Da, știu, nu, sunt și sporturi de nișă, într-adevăr, care nu atrag atât de mult privirile publicului larg. Ne întoarcem un pic, facem un dribbling și ajungem la Arena Petrolul Ploiești, Liuana. Spune-te, de ce nu mai atrage mai, frate? De ce nu mai vin 15.000 de oameni decât la două meciuri pe an? Dar asta a fost o caracteristică aproape permanentă. Am venit totuși, și după trei victorii. Eu așa știam, după trei victorii se umple arena. Nu, arena s-a umplut în general în anii 2012-2013, atunci când era și o arena nouă și când era o altă emulație și într-adevăr așteptările erau chiar la nivel de titlu în momentul respectiv. Exact. Câștigarea cupei. Atunci când am terminat 3. Da. Și acum Petrolul este undeva în top ca medie de spectatori în acest sezon. Undeva la 7-8 mii de spectatori meci de meci, stă foarte bine. Eu zic că spune. Foarte puțin. Nu știu de ce. Este zic foarte eu. Puțin. Cu toții ne-am dorit să fie un stadion plin, meci de meci. Dar trebuie să mai vedem și conjunctura, să spunem și că a fost o perioadă în care multă lume a fost plecată și așa se întâmplă în general vara. S-a tot vorbit despre cosmetizarea arenei, despre becuri, despre noi oportunități. Până nu se face nimic. Știu că sunt planuri, sunt proiecte și... Doamne, nebunesc. De când fac emisiunea asta, sunt planuri în Ploiești. Da, acum trebuie să-i întreb și pe cei care... Dar nu crezi să nu-i întreb? Te întreb și eu pe tine. Da, și eu aștept... Vorbim așa, ca... Toți ceilalți așteptăm ca lucrurile să se și întâmple. Și probabil că se vor întâmpla. Mai devreme sau mai târziu se vor întâmpla. Ar trebui să se întâmple ceva până când la anul... Vor fi noi alegeri, noi... Nu știu, nu vreau să o leg de să intrăm în zona asta. Eu numai de asta le leg toată viața mea. Am legat. Eu sper doar ca și ne dorim cu toții ca arena de joc să se prezinte în condiții foarte bune. Ai văzut, două ploaie și la un dat facem un nou. Poate nu va mai fi situația de atunci. De ce? Nu știu, poate... Adică n-ar mai veni noroiul ăla sau cum? Poate nu va mai veni. A fost și o altă conjunctură anul trecut, jucau două echipe acolo. Sper că, și știu că s-au mai făcut unele lucrări, nu neapărat de anvergură, dar cât să asigure un gazon în ce în ce mai bun. Petrolul are 1000, are 1000 de abonați, nu? Da. Ceva de genul ăsta. Vorbim despre o sumă ridicolă pentru o arenă ca și, pentru un oraș ca pe Ploiești, în primul rând, și pentru o arenă ca Ilieoana. În contextul în care în capătul altul de țară, la Arad, într-o echipă care iarăși are o dimensiune aparte în fotbalul românesc, acolo sunt 10.000 de abonați. Da, nu știu dacă sunt 10.000, dar într-adevăr sunt mai mulți decât aici. Dar este... oricum e sold out mereu acolo. Da, este și un stadion mai mic și este într-adevăr. Trăiesc
altfel meciurile de acasă. Dar, repet, nu pot să spun că pe Ilie Oana nu, prezența publicului este la un nivel atât de jos încât să ne... încât să fim... Păi, dar ce are Aradul și n-are Ploieștiul? Că nu, nu... mie neclar. Trăiesc într-un mod... se mobilizează altfel, se adună altfel la meciurile echipei de acasă. Trăiesc într-un alt fel meciurile lor. Dar putem da asta și pentru că sunt ardeleni? Nu neapărat, dar putem da și contraexemple. Că uite, nici la Cluj nu e stadionul, nu vorbim de plin, că n-a fost niciodată plin. Sau la Craiova, unde joacă Craiovele. Nu e... nu putem să spunem... Dar și ți-a sărăcit lumea, nu se mai apropie. Sunt alte provocări. Sunt și alte provocări și este și un... cum să spun... lumea vine într-adevăr atunci când este cu adevărat interesată să vină. Nucleul sau grupul celor care vin tot timpul pentru echipa respectivă, pentru că sunt pasionat să trăiesc pentru echipa respectivă, este undeva mai... Nu este suficient de mare încât să acopere 75%, să spunem, din capacitatea stadionului sau poate chiar mai puțin. Și atunci lumea cum se întâmplă peste tot. Se adună în momentul în care echipa locală joacă cu o echipă din fruntea clasamentului sau cu o echipă care are un nivel de expunere de așa natură încât automat va aduce și spectatori după ea. Cât de enervat ești în urma postărilor de pe rețelele de socializare, meciuri și meciuri? Am început să le trec peste ele fără să mi se discutăm, să încarc. Discutam în continuu despre treaba asta. Pe rețelele de socializare sunt utile la un moment dat, dar pe de altă parte scot la iveală și foarte și refularea mulților și multora și e bine să încerci să eviți. Să le ignori. Nu neapărat să eviți, să le ignori. Ții minte, spunea Naie în conferința de presă că el nici măcar nu mai deschide. Păi majoritatea celor care ajung să conducă un club sau să antreneze o echipă, ajung și la momentul acesta. Da, pentru că dacă stai să citești și să vezi... Te încarci, cred. Te încarci, oricum nu ajungi, nici nu poți să încerci să te ceri cu ei, pentru că n-ajungi la niciun fel de... La niciun rezultat. Rezultat. Da, și nu, e un... cel mai bine ar fi să cauți, să discerni și să ții informația de care ai nevoie de acolo. Atât. Mai am o singură întrebare. Tu, personal, dacă ai fi omul invizibil pentru 3 zile, ce ai face pentru Petrolul? Nu știu ce aș putea să fac pentru Petrolul dacă aș fi omul invizibil, dar ce ar putea, ce putere ar avea acel om invizibil? O putere deplină. Înțeles. I-aș asigura poate mai multă liniște din toate punctele de vedere. Asta însemnând și financiar. Din toate punctele de vedere, pentru că liniștea financiară este cea mai importantă și nu spun că nu are în momentul respectiv, în momentul acesta clubul, dar ar fi un element la care dacă n-ar trebui să te gândești, atunci ai putea să construiești pentru viitor. Pare că această liniște financiară se reflectă asupra echipei. Adică eu nu văd o echipă inhibată niciodată când intră în teren, atât la Ploiești cât și în deplasare, că se joacă fotbalul care se poate juca, adică cu lotul pe care Petrolul are, că la un moment dat să obțin și rezultate peste valoare, că sunt rezultate și mai puțin scontate, cu echipe care multă lume din spate ar zice că ar fi trebuit să fie învinse, dar care, iată, de fiecare dată, plăcerea asta a fotbalului ne dă puterea de a comenta despre Petrolul, ca și despre orice altă echipă, ca fiind echipe care oricum și în orice poziție sunt atât de egale și campionatul ăsta este atât de egal stânga-dreapta încât Petrolul poate să câștige în fața oricărei echipe din campionat. Oricare echipă poate încurca pe oricine. Cel puțin acest început de sezon asta a fost imaginea campionatului. Și pare a fi toată lumea a plăcută treaba asta pentru cine? Păi, pentru spectatorul neutru și pentru competiție în sine este un lucru benefic, da, pentru că oricine, nu mai sunt exemple de, sau nu mai sunt echipe care să fie considerate învinse de la bun început și retrogradate deja după câteva etape. Acum, cu siguranță, va fi o luptă foarte, foarte echilibrată până spre finalul campionatului.
De aceea, probabil, și conducătorii spun că nu s-ar da la o parte de la. Păi nu mă dau de o parte de la, adică de la accede în play-off. Dar nu mă mai gândesc niciodată cum mă gândeam anul trecut, ca aoleu, ce fac? Păi, că mă duc în cap. Da, nu, logică, nimeni nu se gândește că se duce în cap, dar trebuie să fim realiști și, într-adevăr, și extrem de precauți. Fiecare echipă trebuie să-și facă, să-și calculeze pașii de această natură, pentru că s-a văzut două victorii legate te pot duce în zona de play-off, la fel cum două sau trei înfrângeri consecutive te pot aduce foarte jos în clasament. Și sunt aceste cluburi și aceste echipe de tradiție care, în momentul în care leagă mai multe rezultate negative, atunci intră în vrie. Da, nu neapărat că intră în vrie, dar oricum, dar, tremură. În general, în fotbalul românesc se creează și o astfel de atmosferă în cadru, în jurul bunor rezultate și, revenind la ceea ce am spus, se face prea repede în mormântare la înfrângere și la fel cum de repede se face și nuntă la. Am o veste tristă, emisiunea a la sfârșit. Da. Trebuia să întâmple și treaba asta. Vreau să-ți mulțumesc pentru prezență în emisiune și dumneavoastră, stimați telespectatori, să vă dau întâlnire săptămâna viitoare, când cel mai probabil îl veți vedea pe Silviu Crângașu, cel care conduce destinele CSE Activ Prahova Ploiești și este și președintele la la Liga de Fotbal. Asociația Județeană de Fotbal. AGF, AGF Fotbalul Mic. Numai bine, sănătate!